Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu s-a wake-up în dimineața asta. Mă, da, voi auzi ieri pe sumar vorba lui Adi Tudor, care a observat situația. V-ați și lăudat că ați dormit amândoi. Da. În timp ce Adi și cu mine ne plângeam că suntem rupți, tu, deci va pofta, știi, vine dormind. Ce se întâmplă? M-a dormit la un moment dat, m-am trezit peste noapte, ca băieții, ca bătrânii. Moment, nu închide aici. Ai mâncat ceva? Nu, n-am mâncat. Nu cred. Nu. Nu poți să te trezești noaptea accidental, să nu mai poți să adormi aici, să mănânci. Asta e o greșeală de proporție. Aici am greșit. Dacă aș fi mâncat, adormeam imediat. Prunchiere! Da. Da, așa nu... Așa e, stai și na... Nu deci, s-a lipit de mine. Deci tu noaptea când te cheamă nevoile naturii, profiți ca să și mănânci ceva. Eu? Da. Nu, că eu nu mă trezesc noaptea. Dar dacă aș păți ce a pățit el să mă trezesc, să nu mai pot să adorm, aș rupe ceva din frigider. Că așa e, aici am greșit. Bravo. Da, mulțumim pentru sutele, cred, de mesaje, n-a reușit să le numărăm, încă mai citim din ele, Luca. Și pentru înțelegere. Luca, citesc, da. Bun, ok. Dacă tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat Dantanaua, cred că este o bună ocazie să vă ascultăm și pe voi, povestindu-ne când ați întârziat, cel mai funny sau cel mai rău, sau în ce dandana ați intrat vreodată pentru că ați întârziat undeva. Uh-huh. 0372069599, sunați-ne și povestiți-ne câte o întâmplare de genul ăsta, sau când ați încurcat lucrurile din pricina unei întârzieri. Sau povești audio pe 0728312 în mesaje. Uh-huh. Am primit foarte multe, că pentru cine n-a ascultat în urmă cu 40 de minute, că timpul are alte valențe acum la ora asta, George s-a trezit târziu în dimineața asta și a întârziat, fapt pentru care am decalat pentru vreo 15 minute jurnalul de la ora 7, fiindcă e mai greu de gestionat din punct de vedere tehnic, da, și Daniel întreba cineva de ce este Zaf singurul care verifică știrile și de ce trebuie să fie verificate știrile. Nu. Zaf este singurul care știe butoanele, să apese butoanele. Gestionează difuzarea. Tot ce auziți dumneavoastră, toate vocile alea ale unor politicieni sau mai știu eu ce alți reporteri de prin țară sunt, da, sunt la degetul lui George. Trebuie făcute comutări. Și un pic mai complicat. Deci nu că îl folosești pe butoanele? Nu. Dar știți că noi, de 12 ani de când suntem împreună în emisiunea asta, tot promitem, Luca și cu mine, că o să învățăm butoane. Da, n-ar fi fost rău să faceți lucrul ăsta. Da. Singurul care a făcut un pas înainte, Luca. Nu, este Adi. Adi care știe să ridice o cale, da. Adi care, când avem transmisiunea live din celălalt studio, gestionează butonul. Bun. Aici. Deci sunați-ne și spuneți-ne 0372069599 când ați întârziat undeva și a ieșit iureș din pricina asta. Da, sau vreo situație amuzantă. Sau vreo situație amuzantă. De vă așteptăm cazul. Niște povești. Altfel, între timp, oamenii, cum spunea Vlad, ne-au dat foarte multe mesaje pe timpul situației cu George despre meserii în care nu poți întârzia deloc. Cele mai vehiculate sunt pilot de avion, controlor de trafic, uh-huh, arbitru de sport, când într-adevăr nu poate să înceapă meciul dacă nu e arbitru în sală sau pe teren la fotbal. Dar la controlor de trafic am un dubiu. Acolo, adică, da, am stabilit că poate celălalt coleg din tură poate să mai stea puțin. Câteva minute, nu? Da. Și foarte bun acest mesaj al lui Ovidiu. Prea fericitul Daniel nu poate să întârzie la înviere și vă dați seama cum ar fi să fie ca la voi să zică, dragi noriași, da, învierea se amână câteva minute. Scuze! Apropo de ipoteza că patriarhul Daniel n-ar putea să întârzie la înviere pentru că n-ar putea fi decalată o câteva minute, așa cum s-a întâmplat cu jurnalul nostru, ne scrie Arina. Neața, s-a întâmplat cu mulți ani în urmă într-o comună din Argeș. Preotul, obosit pe semne, a amânat învierea nu cu câteva minute, ci pentru noaptea următoare. Ah, nu cred. Localnicii îl pomenesc și acum. Serios? Așa zice acum. Vrea ce tare. Sfinția sa, sau fi avut ceva și a zis, haide să o lăsăm pe mâine. Domnul Mache, pardon, în alt prea sfinția sa, Teodosie. Dânsul n-a făcut paștere de două ori într-un an? Corect. A făcut odată și după aceea, pentru că nu a fost cum i-a plăcut din pricina restricțiilor, nici a mai făcut odată. Stai că nu merge... Stai să... M-am luat și cu butoanele rău. Fază petrecută pe bune de un prieten bun al meu. S-a dus la aeroport în concediu și când a ajuns la poartă a aflat că avionul lui plecase cu o zi înainte. Bineînțeles, și-a luat bilete pe rău și a plecat cu următorul avion. Asta da întârziere. Am râs și de atunci râdem în contră, într-una. S-a întâmplat acum vreo 8 ani.
Băi, să știi că îmi dau seama, acum am văzut și eu două domnișoare care erau, plecam undeva, nu mai știu unde, și eram acolo la check-in și erau două domnișoare super agitate, genul ăla de agitație pe care l-ai când ieși pe cale să pierzi avionul, care alergau de colo-colo, de la o poartă la alta, până când au reușit totuși să vorbească cu un funcționar care a avut răbdare să le asculte cu atenție și după care nu putea să-și, cum să spun, să-și oprească zâmbetul, încerca să le explice, erau de altă naționalitate. Yesterday, the plane. Serios? Yesterday, avionul a fost ieri. Și astea făceau, cum yesterday? Vorbeau, cred, rusă sau ucraineană sau... Și cum ieri, astăzi? Nu, zice, uite data. Și le-a arătat data. Păi eu am întârziat, într-adevăr, a doua zi. O dată la aeroport, în sensul că am ajuns mai târziu. Mă rog, din diferite motive. Trebuia să ne întoarcem în țară de la Madrid. Am ajuns pe aeroport, era atât de mare aglomerația ce nu văzusem în viața mea. Cu porți de alea te puteai așeza practic oriunde, dar toate erau foarte lungi. Și ne-am dus cumva, știi că e o singură poartă de urgențe și așa mai departe, unde de asemenea era omor. Aveam niște genți super pline. Pe ce aeroport era asta? Barajas. Și când am dus, am ajuns până în față, dar fără bagaje. Bagajele erau foarte grele pe vremea aia, că știți, fiecare dintre noi își mai aducea câte o chestie care nu se găsea aici. Și am făcut semn la un dat prietenului cu care eram, zic, ia valizele, ia tot ce poți și hai să le punem aici, că plecăm. Băi, grele erau, crede-mă, că erau, abia mișcam. Nu știu de unde a găsit atâta forță, bă, le-a ridicat, zici că erau, puf. Adrenalina. Adrenalina. Să știi, da. Cu ele deasupra capului, așa, trecând prin mulțime. Și am ajuns. Hai să mai ascultăm. Apropo de întârzieri, fii atent, mesaj mișto de la George din Argeș, care spune așa, de 8 ani de zile, ajung la ora 9:20 la muncă. Într-o singură dimineață m-a sunat șeful să mă întrebe dacă mai lucrez la el. Și eu îl întreb, zic, să înțeleg că încep la 9, mă, normal? Zice, nu, la 8. Deci, el începe programul la 8 și ajunge la 9:20 la serviciu. Și în 8 ani l-a sunat odată șeful să-l întrebe dacă mai lucrează acolo. Bun, și unde lucrezi? Zile-i și 9. E, hai acum să nu, ne norocim. Bună dimineața. Într-o zi am întârziat la ora de biologie cu un coleg și ne-am gândit noi să ne justificăm că ne-a rugat domnul director să ajutăm alți colegi de la secția de tâmplărie să ducă niște bănci la atelierul de tâmplărie să le repare. Am intrat în clasă, i-am spus profesoarei să ne scuze, ne-a întrebat de ce ați întârziat. Păi uitați, știți, domnul director ne-a rugat să ducem niște bănci la atelierul de tâmplărie, la care profesoara a spus, să vedem ce zice domnul director. Directorul era în ultima bancă la inspecție. Dan din Alba. Mișto. Nasoala. Știi că eu am problema inversă. M-am dus de mai multe ori la evenimente cu o săptămână înainte. Da, știu asta, de vreo două ore ai făcut-o. Da. Lansare de carte și tot felul. Dar nu mi-aduc aminte să fi întârziat vreodată cu ceva semnificativ, în niciun caz la emisie, la programe, la astea. Ai dat știu drumul la Observator la și 5? Nu, niciodată. Aia ar fi fost mișto de tot. Dar am întârziat odată la radio, aici, la matinal. Dacă mai țineți minte, în urmă cu mai mulți ani, venise un consilier. Pentru prima dată era angajat un consilier. Da, și era și prima zi în care urma să asiste la emisie, era un consilier australian. Uh-huh. Mie mi-a plăcut de el, super simpatic. Și dimineața aia, pe DN1, a fost un accident super nasol. Adică a intrat ceva, un camion într-un stâlp și a căzut stâlpul peste trei benzi și nu aveai pe unde să apuci deloc. Și atunci am făcut o parte din emisie prin telefon. Deci am intrat și am stat prin telefon până când, totuși, după jumătate de oră, am reușit să mă strecor pe acolo și să ajung la radio. Colegii, între timp, a venit confirmarea situației de la Argeș cu preotul care a amânat o zi învierea. Iată-o. Părintele din Argeș, despre care spunea doamna sau domnișoara, e de la mine, de la țară, de la izvorul de jos. Și da, s-a întâmplat, cred că acum 20 de ani, poate mai bine. Îl chema că a murit Viorel și nu era obosit, era bad mort. Atunci zilnic. Dumnezeu să-l ierte. Părerintele Viorel. Păi, cred că Dumnezeu a avut înțelegere. L-a iertat singur, 100%. În fond, Dumnezeu a inventat, a făcut vinul, nu? Și a asociat biserica vinului, nu? La împărtășanie. Ne așteaptă Anișoara de ceva vreme pe linie. Bună dimineața! Bună, Anișoara! Bună dimineața! Bună! Întâmplarea mea este cam de acum 9 ani, a fost în perioada când se schimba ora și voiam să vă spun că tot s-a vorbit mult despre aeroport și despre asta, cum se întâmplă când un pilot ratează întârzie la cursă. Hmm. Aveam cursă, am avut cursa de Dublin și pe drum spre Dublin
am constatat că rămân fără baterie la telefon. Da. Am închis telefonul și la Dublin doar mi-am verificat mesajele. Verificându-mi mesajele, mi s-a setat imediat ora Dublinului. M-am întors acasă, am pus telefonul la încărcat, fără să-mi dau seama că mi-a rămas peste noapte pe modul avion. Așa. Dimineață, în următoarea zi, aveam cursă la Luton, în Londra. Anișoare, ești pilot? Am fost, da. Ah, ok. Ah, bun. Și aveam plecarea cam la aceeași oră. Ai fost până la acest incident sau cum? Nu. Am zburat până după pandemie. Așa. Întâmplarea a făcut că telefonul, v-am zis, mi-a rămas pe modul avion. Da. Eu sunt din Timișoara de loc, dar zburam la o companie în București și stăteam într-un apartament cu chirie și acolo nu-mi setasem ora, nu apucasem să modific ora pe ceasul din care era în bucătărie. Pe ceasul meu de pe mână aveam ora corectă. Dimineața, pentru cursa de Luton, asta aveam să vă spun, noi ne întâlneam la cursă înainte, cam cu o oră înainte de decolare, pentru că trebuie pregătit zborul. Uh-huh. Și când s-a constatat la aeroport că Anișoara nu vine, da, au sunat rezerva imediat. M-au sunat la telefon, dar eu aveam telefonul pe modul avion, și n-au asta dat de mine. Ce-ai pățit, Anișoara, după incidentul ăsta? Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Nu s-a întâmplat nimica, pentru că a fost pentru prima dată și singura dată, dar nu mi s-a întâmplat nimica. Anișoara, dar poți să te întreb... Vreau să te întreb că... Nu, voiam să vă spun ce era amuzant. În sfârșit. În momentul în care m-am trezit, m-am trezit foarte odihnită și nu înțelegeam. M-am uitat pe ceasul meu, era 6, m-am uitat pe ceasul de la bucătărie, era 5 și ceasul de pe telefon era 4. Și nu mai înțelegeam nimic. Ce mișto, are de tot. Și pe telefon 40 de mesaje. Nu, că am pornit telefonul, am încercat să sun la dispecerat și nu reușeam. Și până m-am dezmedicit, au durat vreo 30 de secunde, până mi-am dat seama că îmi scria telefonul: băi, femeie, ești pe modul avion. Auzi, Anișoara, dar spune-mi, te rog frumos, cine are cheile de la avion? Deci, când... avionul ăla presupun că și el trebuie să intri în el, să pornește într-un fel, nu poate oricine intră și apasă un buton. Cine ține cheile de la avion? Depinde unde este avionul poziționat. Dacă este pe baza de... bază, să zic așa, deci pe orașul de bază, sunt tehnicii care... Da. Și e un panou de ăsta, o cutie de aia. Un panou cu cheile. Cu cheile, da. Băi, numărul, nu știu. Acum mai nou e cu telecomenzi, înțelegi? No. Sunt puse și e pip-pip. Da, chiar, ai alarmă de aia. Anișoara, îți mulțumim, vă mulțumim și vouă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.